Salutare, prieteni! Astăzi conducem acest Opel Grandland X 2019 și vrem să vă povestim un picuț despre 10 lucruri care ne plac la acest model și 10 lucruri care nu ne plac la acest model. Rămâneți alături de noi! Yeah! Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să dați like, să distribuiți videoclipul astfel încât să ne strângem cât mai mulți pe acest canal și să dați un subscribe, să vă abonați canalului nostru. Vă mulțumim! Marca Opel este achiziționată de grupul francez PSA, Peugeot Citroën, încă din martie 2016, pentru suma de 2,2 miliarde de euro. Au dezvoltat de atunci împreună mai multe mașini, printre care și acest Grandland X, care are platformă comună cu noul Peugeot 3008. Au aceeași platformă. Hai să vedem 10 lucruri care nu ne plac la mașină și 10 lucruri care ne plac la această mașină. Let's go! Sunt farurile, sunt full LED. Luminile de zi sunt sub formă de bumerang, au aceste două linii, iar una dintre ele se transformă în semnalizare. Foarte frumoasă. Al treilea lucru care ne place mult la mașină sunt stopurile, aceleași forme de bumerang, roșii de data asta. Foarte frumos încadrate în peisajul mașinii. Al patrulea lucru sunt jantele. Sunt cele pe 18. Specificațiile cauciucului 225, 55, 18. Sunt diamond cut. Așa a venit configurată mașina. Cromate cu dungile astea negre și cu logo de la Opel. Din gama de jante, astea arată cel mai bine pe acest model. Celelalte nu sunt chiar așa de impresionante. Al cincilea lucru care ne place mult la mașină este volanul. Vedeți ce frumos arată. Comenzi pe volan. Volanul este destul de mic, destul de simpatic. Are inserția asta sub formă de V la baza lui, arată chiar foarte bine, cusături. Al șaselea lucru care ne place mult la mașină, hai să vă arătăm, această protecție din plastic care protejează pragurile. Le protejează să nu ajungă apa și noroiul la ele, astfel încât când te dai jos din mașină să nu te murdărești pe pantalon. Sunt foarte bine gândite. Bravo, Opel! Și la ușile din spate avem aceleași praguri, să vă arătăm. Al șaptelea lucru care ne place foarte mult la mașină este faptul că mașina vine keyless, are acest buton de pornire,
Dacă ții cheia asupra ta, aceasta funcționează ca și o telecomandă. O pui oriunde în mașină, pe scaun sau într-un loc de depozitare și doar apeși butonul. La fel și la încuiere, doar pui mâna aici și mașina s-a încuiat. Are un fel de amprentă, keyless. Al optelea lucru care ne place foarte mult este deschiderea portbagajului. Doar treci piciorul pe sub el și acesta se deschide. La fel și la închidere, doar apeși butonul și portbagajul se închide automat. Al nouălea lucru care ne place mult la mașină, avem aceste perdele spate. Protecție împotriva soarelui și reduce vizibilitatea de afară înăuntru. Dă senzație de mașină scumpă, mașină de lux. Și al zecelea lucru care ne place foarte mult la mașină este sistemul de navigație. Este încadrat foarte frumos aici în bord, cu o dungă cromată. Ecranul este destul de mare, se mișcă foarte rapid. Primul lucru care nu ne place la mașină este faptul că are foarte mult plastic, după cum se vede și în partea din spate, bara aceasta este din plastic, gurile de evacuare sunt false, tot din plastic, chiar și haionul este din plastic. În față la fel, bara inferioară, de asemenea mult plastic, se poate rupe foarte repede dacă dai în borduri. Al doilea lucru care nu ne place la mașină este sistemul de încălzire din volan. Dacă se poate vedea pe cameră, se vede niște neregularități în volan. Părerea noastră că se putea finisa mai bine. Al patrulea lucru care nu ne place la mașină este luneta din spate. Este destul de mică, ai o vizibilitate redusă. Foarte, foarte mică, doar cât să vezi puțin și cam atât. Putea fi un pic mai mare, dar asta e. Al patrulea lucru care nu ne place la mașină este calitatea plasticului folosit pentru a finisa ușile. Cam scârție la atingere. Se vede și aici un mic spațiu. Se putea finisa mai bine. Al cincilea lucru care nu ne place la mașină este motorul. Puțin cam mic pentru gabaritul mașinii. Este motorul de 1.2. Are turbină, dar parcă puțin cam mic pentru cât este de mare mașina. Al șaselea lucru care nu ne place la mașină, suntem în spate, sunt aceste suporturi pentru pahare din spate, destul de mici de altfel și nu sunt destul de adânci, orice pui aici se poate răsturna destul de repede. Al șaptelea lucru care nu ne place la mașină este faptul că mașina vine echipată doar cu tracțiune față. Lipsește tracțiunea integrală. Al optulea lucru care nu ne place la mașină este faptul că nu prea ai loc unde să îți pui telefonul.
ar fi un loc aici, dacă deschizi această ușiță, dar dacă aveți telefoane mai mari, nu prea stă bine nici aici. Iar dacă vreți să închizi ușița, nu se poate, dă în el. Al nouălea lucru care nu ne place este acest port USB de încărcare, care este foarte greu accesibil. Abia dacă ajungi cu mâna și trebuie să te chinui să introduci cablul USB al telefonului acolo. Foarte greu de accesat. Iar al 10-lea lucru care nu prea ne încântă la acest Opel Grandland X, uitați-vă și voi la stâlpul din față, cât de ușor poți băga degetul să desfaci anumite părți ale plasticurilor sau ale finisajelor. La fel și stâlpul celălalt, aceeași problemă. Deci și aici Opel